Ați dat enter la Spacebar, unde săptămânal servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în sevraj. Primul titlu pe care îl poftim cu ploapa e Pokémon Legends Arceus. Că, na, la câte poante Pikachu-iste am băgat în ultima vreme, trebuia să pomenesc de un joc ce chiar pune în prim plan pufoșenile mai cute ca o legiune de Baby Yoda băgați în blenderul lui Hello Kitty. Și chiar dacă Arceus a apărut pe 28 ianuarie, am zis că merită totuși o veșnică pomenire. Nu doar din cauza că cuteness-ul e criptonita mea, dar la cât am bombardat cu like-uri PC-ul și PS-ul, trebuie să mai pun în spotlight și niscai bunăciun de Nintendo Switch. Deci, Ash, scoateți bilele din burigăi ca să vedem câte struțocămile violatoare de prize pleznești cu ele. This land is the Hisui region. Să mă ori tu! Credeam că mă uit la grădina de gogoșari a lui Princess Peach. Ce, și-o pus Battletoads beciu pe imobiliare.ro că la așa pană cruntă de texturi, imediat mă aștept să apară terierul tabacist de Duck Hunt din ceva boschet obbiți. Știu, e vorba de un joc Nintendo Switch. Deci nu prevedeam că o să-mi rupă retinele cu nu știu ce grafică From Software-istă. Da, totuși, nici Switch-ul nu-i chiar Tamagotchi-ul lui Burebista. Și titluri ca Astral Chain, Doom sau fucking Crisis Remastered au demonstrat că poate procesa decoruri mai complexe ca Buddha publica lui Bomberman din Arceus. Ce morții lui Mokujin! Orice nivel din Breath of the Wild pare Middle-Earth de unul mai muncitoresc pe lângă parastasul ăla de pixeli. It will come to be known as the Sinnoh region. And at this time, the ecology of its wild Pokémon remains unknown. Da, că și-a borât Ash ficații în ciupică și-a dat groapă la butoiul de pesticid înainte să pășească prin Yoshi's Secret Island după o renovare stil Hiroshima. Serios, tot nu pot trece de decorurile ce ar da lui Pac-Man PTSD ca să zic ceva și de story sau gameplay. Da, na, butonatorii ce și-au fistuit deja pușculița pentru Arceus i-au scăldat în destule bile albe mecanicile RPG cât să nu-mi clătesc de acum monitorul cu diarea flambată lui Charizard. Deci dă-i să curgă trailerul precum bălegarul lui Bulbazar că poate ginez totuși ceva ce-mi scoate vocabular. You will strive to complete the first Pokédex in the region. Research begins at a base camp from which you'll embark on excursions. You can catch wild Pokémon with Pokéballs. Aia dacă ai prizat înainte tătășoricioaica și ai perfuzat tranquilizante de tiranozaur în pupile ca să nu ți-o mai tortureze texturile de coșmar al lui Simon Belmont. Da, na, am zis că încerc să trec de decoruri. Oricâte halbe de diazepam mi-ar trebui pentru asta, ca să zic ceva și de gameplay. Și recunosc că odată ce nu mai perforează sacul de vomă cu cadre generale de prezentare și trece la butonatul propriu zis, trailerul parcă începe să demonstreze de ce jocul a strâns destule reviews bune în ciuda graficii de Atari 2600 BC. Multitudinea de opțiuni, research, iteme, loot și alte bla-blauri role-playing par să upgradeze mecanica matusalemică de JRPG 90-ist ce au bântuit joacele Pokémon până la Arceus. Da, oricât cash ar strânge franciza asta cameristă, nu trebuie să fi absolvit grupa mică ca să-ți dai seama că o cam rămas în mileniul trecut prin linearitate, interacțiune limitată cu mediul conjurător sau personaje luate cu copy-paste din desene fără alte posibilități de customizare. Chestii pe care Arceus pare să le upgradeze mișto printr-un character creator. Ce-ți dă sute de choices în generarea propriului protagonist, un environment explorabil de la primul până la ultimul pixel, chiar dacă respectivii pixeli sunt exact 2, dai umplut cu destule easter eggs-uri colecționabile, cât să distragă atenția de la texturile interbelice. Și na, trebuie să recunosc că Pokémonii arată pe cât de cute mă așteptam. Deci atâta vreme cât developerii o ciordi din poligoanele decorurilor, ca să-i presare peste pufoșeniile principale, mai închid robinetul de flegmă vărsată pe setting-ul de Hyrule în pană de curent. The story of humans and Pokémon begins right here in the Hisui region. Ce să zic, oricât mi-ar veni să clătesc cornea cu zeamă de Duracell după așa decoruri diareice, trebuie să recunosc că Pokémonii arată destul de adoptabili cât să păstreze drăgăloșenia binecunoscută din animeurile clasice. Don't get me wrong, nu înseamnă că au intrat mai multe poligoane în ei ca într-o bilă de pong, dar expresiile de fetițe Powerpuff coxate compensează lipsurile tehnice, lipsuri pe care le înțeleg când văd că poți colecționa mai mulți decât în orice joc Pokémon scos vreodată. Și na, la o producție din asta, prefer să farmez mai mulți, chiar dacă arată ca lețăii lui Yoshi, decât numai vreo 2-3 cu grafică next-gen. Probabil singurul exemplu pozitiv de quantity over quality, Arceus aduce franciza în mileniu curent, nu doar prin multitudinea de Pokémon cu stats-uri și abilități proprii, dar și prin felul în care îi poți băga în bilă prin tot felul de side quest-uri, a.k.a. pita și untura oricărui RPG. Ok, asta nu înseamnă că o să-mi amanetez GeForce-ul ca să bag un Switch în plasa de rafie numai pentru Pokémon Legends Arceus. Nu-s chiar atât de zoofil Pikachu cât să trec de decorurile satanice și grafică ca de
de 486 virusat. Da, dacă ești destul de grupii Pokémon, cât să nu-ți dea daltonism pe viață texturile de eră glaciară și ai deja un Switch la îndemână, cred că găsești destule prospăciuni pe parte de gameplay ca să strici alocația pe jocul ăsta. Deci, o recomandare numai pentru fanii dedicați, tot recomandare rămâne, I guess, Flokit. Hai să trecem la un joc pe care l-aș recomanda și cele mai ciocușe cârtițe din peștera muierii mioape, și anume LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Nu, n-ați dat într-un deja vu de Matrix cu un caras amnezic în rol de Chosen One. Știu că am mai pomenit de jocul ăsta, dar cum recent o scos un gameplay trailer din cuptor, am zis că mai trebuie să salivez odată la padawanii plasticați din jocul studioului TT Games. Și nu, nu o să mă cobor atât de jos ca să fac o poantă cu titis. Dar cred că salivatul peste Skywalker Saga merită un sequel. Că dacă cinematic teaserul prezentat deja cel mai masiv, divers și funny joc LEGO ever made, atunci gameplay trailerul prea ștacheta asta și-o ridică până îi face colonoscopie lui Obi-Wan cu ea printr-un triplu shot de umor, exploration, combat și alte detalii ce promit. Nu doar one of the best LEGO games, dar și unul din cele mai țapene action adventures de anul ăsta. A Jedi is twisted by the dark side. And as the Force awakens, a hero rises up to save the galaxy. Dacă e vorba de Rey, cea veșnic pe ciclu, aș zice că galaxia e pretty much fucked. Da, chiar dacă am jurat că o să folosesc un lightsaber pe post de supozitor. Înainte să mai pun pleoapa pe protagonista ultimelor filme Star Wars, gata admit că Skywalker Saga o face să arate mult mai bine ca în trilogia lui Disney. Serios, când un fucking Lego figure are mai multe expresii faciale ca Daisy Ridley, știi că e ceva de capul jocului. Mă rog, și o cărămidă rujată are mai multe expresii faciale ca Daisy Ridley, but still. Clar ajută grafica absolut fantastică. WTF, tot nu-mi vine să cred că un joc cu și despre figurine de plastic poate sta cot la cot cu Horizon Forbidden West sau Black Myth Wukong pe parte de fotorealism. Dar la așa ambient occlusion fantabulos de background sau anti-aliasing ce integrează incredibil personajele în peisaj, trailerul m-a lăsat cu mandibula în budigăi după numai primele secunde. La goodies-urile ăstea grafice putea fi numai un joc despre decojirea tapetului din Death Star, că tot aș molesta cu Mastercard-ul. Deci și mai awesome să văd prin câte francize filmice trece ca să vină cu un level design de 5.000 de stele. Your adventures start by picking the trilogy of your choice. Start with Poe Dameron fighting off the First Order in episode 7. Jump into episode 1 as Qui-Gon and his young Padawan escape a failed negotiation. Și joacă-te de-a mahmurul miop cu actoria unui scutec depresiv din episoadele 2 și 3. Sorry, încă n-am trecut de narcolepsia în care m-a băgat cremvul știu vorbitor ce l-a jucat pe Anakin Skywalker. Deci, la ce reputație, au avut ultimele 9 filme Star Wars, me gusta la max să văd că niște plasticați made in China reușesc să o spovedească mai bine decât un deal de Ewan McGregor sau Liam Neeson. Când niște niveluri de joc arată mai bine ca toate decorurile filmelor. Că o singură șuțuială de lightsaber pixelat face toate acrobațiile lui Rey să pară spagatul lui Mamomida. Excelent cum particle effects-urile și lighting-ul generează un environment ce bate la buci orice CGI Lucasfilm fără să piardă elementele caricaturale specifice joacelor LEGO. La așa level design divers, imposibil să nu impresioneze multitudinea de filme prin care vrea să treacă jocul. Și chiar dacă nu credeam că poate prezenta atâtea locații variate fără să fușerească progresia, trailerul îmi unează și mai crunt orbita prin detaliile explorabile din fiecare. You can choose to either continue onwards through the main story or take a detour to explore iconic and expansive planets from the Skywalker saga. Holy shit, că le-aș explora până îmi zice Dragonborn să mai trag frâna de mână. Nu pot supraestima cât de baftan e contrastul între fotorealismul fabulos al decorurilor și animația de Cartoon Network a personajelor. Felul în care promite lore-ul specific francizei LEGO, fără să piardă un centi din epicness-ul Star Wars. Minus ultimele 3 părți care au epicness-ul unei teleenciclopedii despre datinele de înmormântare la castraveții de mare. La cât de baftan arată lumile jocului, puteau fi lejer explorabile numai de formă pentru selfies-uri cu Java prin Tatooine. Deci și mai țaiți să văd cu câte detalii colecționabile îți blagoslovite. Detalii ce nu spuse doar ca să combine cornea de completionist, dar ajută și pe parte de level up sau evoluția personajelor. The more you explore the galaxy, the greater the rewards. Uncover Kyber bricks to unlock new features, including upgraded abilities, across a range of unique character classes. Oh, da, un talent tree ce l-ar face pe Geralt of Rivia să-și schimbe buletinul ca să farmeze XP prin Coruscant. Știu, la o primă geană, degustătorii rafinați de RPG old school o să zică, what's the big deal? Nu-s așa de multe abilități ca să pun Skyrim la naftalină. Și aș fi de acord dacă jocul n-ar veni cu 300. I say again, 300 de personaje diferite, fiecare cu upgrade-uri proprii și skill-uri standalone. And with over
300 characters to unlock, Free Play Mode lets you play as legends from every corner of the saga and live out your greatest Star Wars fantasies. Ok, chiar îs curios să văd ce skill-uri are aragazul Elon Musk. Adică 300 de personaje literally pot apăra termopiile cu toți plasticații din Skywalker saga. La așa roster, nici în azilul de bătrâni n-o să gade explorat toate detaliile, itemele, skill-urile și bunăciunile ce fac jocul ăsta mai RPG ca orice AAA scos de Bethesda sau BioWare. Diversitatea asta surprinde again prin contrastul între funiness-ul Lego și epicness-ul Star Wars, că pe lângă binecunoscuții protagoniști, o să putem manevra din Shorek personaje ceva mai VTF-ice ca Jabba the Hutt, Jar Jar Binks sau whatever the fuck o fi bidei-ul ăla biped. Bolums pe care nu credeam vreodată să-i văd în rol principal prin vreo producție Star Wars, deci mișto cât de massive îi și fauna fantastică din Skywalker saga. Și chiar dacă sunt curios să văd ce combo-uri de Kratos poate băga un frigider ambulant cu scleroză multiplă, trailerul convinge că și șuțuierile îs mai polished ca 99% din action adventures recente. Adică na, primele cadre garantează că duelurile de lightsaber o să fie dumnezeice. Dar mie mi-a cucerit contul bancar cu asta. Space travel comes with its own set of exciting encounters. Be prepared to engage in exhilarating dogfights against enemy ships or take on incredible missions as you pilot legendary vehicles. Da, dincolo de clasicele plezneli de vibratoare fosforescente pe care mi-am gătat deja stocul de bile albe în cinematic trailer, gameplay footage-ul demonstrează că și space combat-ul o să fie la fel de testosteronic, la fel de divers prin multitudinea de nave, la fel de fun și funny ca restul mecanicilor din Skywalker saga. Excelent că jocul nu doar preia elemente din zeci de alte genuri, dar și felul care sunt flashed out ca să puște perfect în orice producție standalone. Liniuțele spațiale ar flegma de la înălțime orice nivel de Elite Dangerous sau X-Wing, exploration-ul și role-playing-ul se șterg la your anus cu alte RPG-uri spațiale ca Outer Worlds sau Mass Effect Andromeda și fluiditatea combat-ului concurează lejii cu animația unui Sekiro, Bloodborne sau, dare I say it, God of War. Nu credeam că mai pot găsi destule laude pentru jocul ăsta după ce am carbonizat Dex-ul la cinematic trailer, dar toate elementele generatoare de bale de acolo, subgradate mirific de ultimul teaser, rezultând un titlu ce s-a plasat like a boss în topul cel mai așteptate jocuri de anul ăsta. Și cum apare pe 5 aprilie, cred că nu o să mă întreb prea multă vreme cu ce să-mi blagoslovesc hard-ul după ce se gata genericul la Elden Ring. Last but not least, hai să devorăm cu dioptriile Dread Hunger. Știu, la așa titlu și eu aș crede că e vorba despre biografia lui Viorica de la Clejani, but no. Avem o nouă adiție în genul, vă las pe voi să ghiciți. Și dacă n-ați zis deja survival game, înseamnă că tocmai ați descoperit Spacebar, deci, na. Să nu vă mirați dacă o să vă sară timpanele de la balcon după ce gat cu diarea verbală. Că orice fan devotat știe cu câte ciocane pneumatice și drujbe în călduri iubesc genul ăsta. Și chiar dacă Dread Hunger arată mumul la veșnicul setting SF, ca să bagi canibalisme congelate, asta nu îl face să puta proaspăt. Că dacă ai ginit un episod din The Terror, atunci știi din ce producție ciordește jocul ăsta, setting-ul și premiza. Dar dacă The Terror se baza pe horror subtil și personaje complexe, atunci Dread Hunger are subtilitatea unui baros în boașe și personaje cu complexitatea unui uruk hai în greva foamei. Gentlemen, I would propose a toast. Da, să ciocnim în memoria Recycle binului decedat pe motiv de dizenterie după Dread Hunger. Serios, man, o singură geană peste Jack Sparrow cel sifilitic m-a convins că graficul o să-mi dea ulcer orbital. Ce-i cu expresia de Chucky constipat? Privirea de popândău împăiat cu poliadez? Mișcările de gogonea murat în borcanul de urolac? Lip-syncing-ul de Kermit broscoiu surdomut? Că dacă n-ar da din maxilar cu viteza beșinii, aș crede că i s-a făcut la trailer milă de mine și s-a pus singur pe pauză. Și nu pricep, îi ceva trend printre survival games gen Icarus sau Nightingale, să vină cu o grafică atât de colțuroasă că trebuie să pun leucoplast pe GeForce după numai câteva secunde? Ni la Guybrush Threepwood de Teleorman. Se mișcă în atâtea unghiuri obtuze că l-ar face pe Pitagora să-și dea lame cu echerul. To the bravest men I have ever had the honor of serving with. All right,
Te cred, bă, Arsenie Bocang. Aceeași reacție am avut-o și eu după un minut de trailer. Adică, na, grafica s-a cadată și colțuroasă e numai bună pe post de purgativ. În special după ce Forever Skies mi-a demonstrat că genul survival poate arăta totuși cât de cât decent dacă developerii dau mai mult de un singur fax zburător. Păcat că niciun neuron n-a fost băgat în febră musculară pe parte vizuală, narrativă sau de gameplay în conceperea lui Dreadhunger. Nu doar că story-wise pare numai o clonă de The Terror pentru consola Rambo, dar setting-ul de Polul Nord se potrivește în genul survival așa cum se potrivește cianura în zacuscă. Ce resurse o să farmăm? Că în afară de nămeți ce ar da lui sub-zero bulimie fatală, nu prea prevăd mare diversitate de environment. Și dacă trebuie să transform pinguini în paplicaș, mai bine revin la restul șnauțerilor 8-bit din survival games-urile ginite recent. Deși doar bărbosul știe cum Dreadhunger reușește și în fucking Polul Nord să introducă șnauțer 8-bit. We marched victorious. Da, că ați vânat niște lupi în Polul Nord. Ce o să vedem în sequel cum pârliți morți în bărăgan și cașalos prin delta Dunării? Că așa realism de Looney Tunes face framul posedat de Pazuzu din The Terror să pară demn de documentare David Attenborough. Acum, na, nu zic că n-o fi existând vreo 5 lupi pierduți prin Polul Nord, dar s-o pună toți de o poteră ca să atace humanoizi. Mai bine aș crede dacă i-ar ataca un party de Wookiees hipotermici pe toți anorexicii principali. Deși lupii ăia îs boși de Dark Souls când văd restul antagoniștilor. Men were always beasts. Ce căcat congelat, 10 soldați înarmați nu pot face față la un boschetar canibal? Doar nu-i ceva White Walker bronzat de și, na, așa grafică tomberonistă? Nu m-ar mira să văd și un zombaleu de Castlevania rătăcit pe acolo. Da, premiza pare all over the place, la fel și gameplay-ul din ce am genit. Nu doar că se vrea survival game plasat în cel mai non-survival game setting posibil, dar ci că se și vrea multi cu 8 playeri. Aia dacă reușești să mai găsești 7 tovarăși destul de devorator de aracet cât să încerce bullshit-ul ăsta. Ori se vrea survival, ceea ce-i culmea retardismului cu așa locație mai banală ca bonțida de ziua morților, ori se vrea Horde Slayer Horror a la Back 4 Blood, ceea ce-i și mai Everestul retardismului prin lipsă de inamici mai răsăriți ca somalezul sociopat. Dreadhunger pare de acum o tocană de genuri minus toate chestiile ce fac respectivele genuri decente. Ba promite stealth, ba promite shooting alert, dând epic fail la toate, în special pe parte de horror când văd așa personaje caricaturale. Și nu doar din cauza graficii de comic book Marvel folosit pe post de hârtie igienică. Let's eat. Oh, bă, Captain Obvious. Așa halești din plită de parcă te-a învățat Oana Roman cum se golește troaca de răcituri. Ce-i cu mișcările exagerate de Willy Coyotul epileptic și zgomotele de Porky Pig strangulat cu oața dentară? Că în loc să fii horror, mă bagi în rofl, mă o până îmi transform parchetul rumeguș. Cum ziceam la început, subtilitatea unei explozii nucleare. Și how shitty is that când o compar cu tensiunea subtilă, suspansul slow burning și felul matur în care își trata de terror ororile canibalice. Deci, Dreadhunger își dă singur cu șpițul în beregată, ciordind pe față din one of the best shows ever, fără să știe exact ce să ciordească ca să zburlească floci și nu să fractureze diafragme cu LOL pe bandă rulantă. Și chiar dacă au apărut pe 26 ianuarie, strângând Niskai Reviews peste nivelul bălții de pișat, ce slobos, cum nu m-aș atinge de genul survival, nici cu sonda anală, la așa setting mai banal ca ciupercăria lui Super Mario. Grafica de picturi rupestre și teror de Comedy Central, clar n-o să-mi poluez hardul cu diarea degerată de Dreadhunger. Cum în câteva săptămâni, toți gamerii multiversului o să zică ciao les la viața socială odată ce iese Elden Ring, normal că încep să apară tot mai multe breaking news-uri legate de asta, deci dă-i să sune cu Gamer News! Lately, toți fanii From Software au sfumegat pe tastatură după ultima veste băgată de Hidetaka Miyazaki, și anume că Elden Ring ar putea fi ceva mai easy ca să nu necrozeze nervii butonatorilor ce încă joacă elastic cu cordon umbilical. Imo, faptul că jocul o să fie mai ușor ca Dark Souls n-ar trebui să bage turiștii de Lordaeron în infarct miocardic că, na, și să-i dau knockout lui Khabib cu dildo-ul lui Minnie Mouse ar fi mai easy ca Dark Souls, deci la așa standard astronomic nu prea văd motiv de grijă. Plus că jocul e mult mai RPG-ish, un gen în care dificultatea e ceva mai flexibilă ca în action-adventures semiliniare precum Sekiro sau Bloodborne. În funcție de propria progresie o să fie tot timpul zone în care ești OP. Deci mând prin simpla puterea flatulației, legiuni de mobi cu 10 niveluri mai mici ca tine și zone în care cum ai pășit, ți-o și scris necrologi
rogul ceva cumpănașozaur la care nu-ți ajunge tabla înmulțirii ca să calculezi nivelul. Deci aș zice că dificultatea o să depindă mai degrabă de deciziile fiecărui butonator, ordinea în care vrea să parcurgă dungeonurile și XP-ul farmat înaintea oricărui challenge. Chestii ce nu mă fac să aștept cu un centim mai puțin apariția jocului. Deși na, și de mi-ar zice Miyazaki că Elden Ring e de fapt un sequel Space Invaders cu un soundtrack compus de Fuego, tot mi-aș amaneta corzile vocale ca să am cash-ul pregătit pe când apare în 25 februarie. Hey guys, remember Atari? Nici eu, că ăștia nu mai scos joc decent de la Neverwinter Nights 2 încoace și consolă decentă de pe vremea în care nu te supăra frate era considerat apogeul gamingului. Compania cu un PR atât de cretard că îi face pe Joe Wood să pară Crucea Roșie. Altfel nu pricep cum s-o gândit să combine cele mai vomabile elemente din industria gamingului, aka NFT-urile și lootbox-urile. Yep, recent o venit cu vestea că își presară jocurile cu droppable lootboxes, bullshit-uri pe care poți da bani numai pentru bragging rights și aș flegma bălăriile ăstea, dar pentru mine cea mai șocantă chestie la știre e că încă mai există Atari. Doar numai cei mai super centenari butonatori țin minte joacele studioului ăsta. Și cum respectivii butonatori trebuie să-și economisească pensia pentru Viagra și Gero Vital, mă îndoiesc o să dea un singur floc pe NFT-urile lui Atari. Și cum EBL încă rulează like a boss, rămânem pe filul e-sports cu știri de e-sports. Pare să că nici Riot nu-s imuni la tsunamiul de dejecții corporale. Comunitatea lolistă din UK, Irlanda și Nordics LOL i-o flegmat la foc continuu după ce o canceluit o pleiadă de turnamente grassroots. Începând cu UK Winter Showdown, Riot împreună cu Freaks4U o dat shutdown la tot felul de eventuri semi-sort of independente pe motiv că nu respectă guidelines-urile oficiale. Știu, nici cel mai hidrocefalic boschetar de Summoner's Rift n-a fost convins de explicație. Motiv pentru care echipe bine cunoscute ca Fnatic Rising, Enclaves sau London eSports au părăsit NLC-ul. Plus o remorcă de dislike-uri pe toate canalele social media al Riot, deși mă îndoiesc că asta o să-i facă să o lase mai ușor cu crackdown-ul. Ce să zic, so far știrea nu afectează restul Europei, deci tot ce pot spera e că Riot nu o să-și îndrepte ochiul sauronic la este canalul mâneci în viitor apropiat. Din păcate, nu orice studio poate crea un joc demn de scena e-sports. Deși ar trebui să zic din fericire că Ubisoft n-ar putea crea niciun match X-Zero fără să le dea materia cenușie pe Sinus. La așa studio de care nici falimentul nu s-ar atinge, salut vestea că i-a pus cruce lui Hyperscape, ceva second-hand battle royale cu care Ubisoft a încercat să paraziteze și genul ăsta. O clonă cancerigenică de Fortnite ce n-a ținut nici 2 ani, de când a ieșit oficial în august 2020 până a intrat în coșciug acum câteva zile. Motivul? Că nu s-a ridicat la așteptările Ubisoft. Sfinte căcat, dar ce tomberonism alb-negru filmat cu polonicu și randat la cafetieră trebuie să fie Hyperscape, de nu s-a ridicat la așteptările microscopice al lui Ubisoft. Don't know, don't care. Și singurii ce ar trebui să plângă în pernă îs ăia doi butonatori de neuro ce-o dat cash pe voma asta. Deși pentru oricine a mai crăcit portofelul în ultimul deceniu la vreun joc Ubisoft, well... You get what you fucking deserve! În schimb, un joc ce s-a ridicat la așteptările ceva mai răsărite al lui Activision e Call of Duty Warzone. Motiv pentru care studioul are deja un sequel în microunde numai bun de pus pe tavă în 2023. Not surprising at all că joacele Call of Duty reapar mai des ca bolile venerice lui Bianca Drăgușanu. Nu trece anul fără măcar vreo 10. Deci faptul că un battle royale plasat în universul ăsta a fost destul de memorabil cât să se aleagă cu un sequel, îi cât de cât surpriză. Doar genul ăsta e supra-saturat cu atâtea bălării că puținii gameri îndrăznesc să sară bombă în oceanul de diaree până găsesc singura perlă pierdută pe acolo. Deci dacă te numeri printre scatofilii ăia, I guess că Warzone merită o geană. Sincer, n-am idee că mai bine aș juca survival games-uri cu monitorul stins decât Battle Royales și aș blagoslovi hard-ul cu un tera de troieni înainte să-l terorizez cu a 11.000 reciclare din seria Call of Duty. Și în caz că ții post de la pălincă în așteptarea lui Elden Ring, ia de acei niște jocuri moca, ca. Ukulele îi pus 100% free în vitrina virtuală Epic Games. Și înainte să te întreb dacă ai apăsat din greșeală butonul rewind la spacebar, știu. Am mai pomenit de jocul ăsta când a fost free anul trecut. Sincer, nu știu ce are Ukulele de se tot trezește cu prețul pe zero. Ori atât de nașpa că niciun singur butonator nu l-a downloadat la prima tentativă. Deci s-a gândit Epic să mai încerci odată, ori îi atât de grand mother fucking awesome că a fost descărcat de toată calea lactee și s-a decis generoșii ăștia să-și repete succesul. Personal prefer a doua variantă, că personajele îi dau lecții la Timu în arta cuteness-ului, gameplay-ul colorat și optimist promite un jump and run lighthearted, cu care poți schimba filmul dacă te-o băgat în depresie sinucigașă, prea multe șuțuieli de Blasphemous. Deci dacă ți-i poftă de un third person, ceva mai chillax, în pur stil Spyro sau Croc și nu ți-a apărut prima dată pe radar, numai bine poți pune ukulele pe bandă cât e moca,
Gen între 3 și 10 februarie. Și cu asta am dat quit la Spacebar episod 31. Până la următorul vă zic GG, well played și spor la format freaguri.